Începutul de an universitar a fost marcat într-un mod mai puțin convențional la Universitatea de Vest din Timișoara. În spațiile interioare și exterioare ale universității a avut loc prima ediție a festivalului Univibes. 3 scene cu muzică electronică, rock și pop au fost amplasate în incinta instituției de învățământ, mai mulți artiști concertând în cadrul unei prime ediții Univibes. Studenții timișoreni prezenți la eveniment au avut parte și de o apariție surpriză. Președintele Claus Iohannis s-a relaxat printre tineri la festival după ce a avut parte de un tur de forță, participând la o serie de evenimente în orașul de pe Bega. Desigur, când l-au văzut pe șeful statului, studenții s-au îngrămădit să-și facă selfie-uri cu el, iar președintele nu a refuzat. Bună seara, bună seara! Bună seara Timișoara, bună seara UVT, bună seara Univibes! Spune că orice lucru bine făcut începe cu o distracție. Iar astăzi, în seara asta, este party time la UVT. Bine ați venit! Evenimentul a fost organizat cu sprijinul studenților timișoreni. Festivalul Univibes propune o platformă de creație și divertisment, studenții fiind încurajați să participe cu idei și proiecte. Domnule Robert Rice, ați fost implicat în organizarea Univibes, prima ediție a festivalului de acest gen organizat de Universitatea de Vest. Ce înseamnă pentru universitate acest nou început, practic? Înseamnă ocuparea unei poziții diferite în relația universitate-student. Asta înseamnă. Încercăm să facem studenții cât mai conștienți de faptul că universitatea trebuie să fie un spațiu în care nu înveți chinuindu-te, înveți bucurându-te, în care educația înseamnă cunoaștere în forme foarte diferite, înseamnă interrelaționare, înseamnă interconectare, înseamnă o anumită raportare la spațiul urban, o anumită raportare la cunoaștere. Vrem să îi aducem să înțeleagă lumea într-un mod nerigid, să se bucure că vin la universitate, să aștepte cu drag începutul anului universitar, să înțeleagă că suntem amici și fiecare învață de la celălalt, și profesorul de la student și studentul de la profesor. Am văzut că chiar președintele Iohannis a fost în rândurile studenților. Asta... Cum s-a distrat Iohannis? Asta... Și cum l-au primit studenții? Bine l-au primit studenții. Asta a fost o chestie evident neplanificată, sau cel puțin nu planificată de mult. A venit pentru noi ca o surpriză și recunosc un stres suplimentar. Deci n-a fost regizat. Să înțelegem că n-a fost regizat. Se știa în program că vine, dar a fost natural. Deci am aflat înainte să intre chiar în cadru. Evident. Dar am aflat extrem de târziu, adică în ultimele clipe. Să zic că noi l-am invitat, ne-am bucurat că a venit și relativ spontan s-a hotărât, ok, vin. Studenții l-au primit foarte bine. A fost clar o reacție de simpatie. Formația de pe scenă l-a primit foarte bine și cu simpatie. S-au făcut poze, selfie-uri. Am un set de poze adunate în care zâmbește extrem de larg, deci mă gândesc că s-a simțit și el bine. A stat vreun sfert de oră, poate, nu mai mult, dar mi se pare și asta o bucurie pentru noi. Ca organizator al acestui eveniment, Cum considerați că a avut succes? Au venit mulți studenți, a fost multă lume? Eu cred că a fost un mare succes, luând în considerare că a fost prima ediție, că n-a fost vreme prea grozavă, a plouat până aproape la început și după aia s-a oprit și am avut noroc că n-am mai plouat mai târziu. Am ajuns aproape la limita la care aveam voie să lăsăm după regulile ISU, deci au fost 3000 și vreo 200 de oameni pe acolo. Eu i-am văzut pe toți zâmbind, numai noi organizatorii eram stresați și alergam colo-colo, restul cred că toți s-au simțit foarte bine. Eu vă mulțumesc și vă urez succes la următoarele ediții. Mulțumesc, sper să fie următoarele ediții și să le facem mai grozave și sigur am învățat multe din asta și a fost primul meu festival organizat. Succes! Mulțumesc frumos!